Salut, eu sunt Max. Revin pe LCD-ul tău ca să-ți povestesc ce e tare pe internet. Ai noroc să dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului! Good evening, everybody. Welcome to the White House Correspondents' Dinner. Mă, ce nu înțelegi? Faci loc altea mai deștept. Cât de fraier poți să fii? Cât de fraier poți să fii? Barack Obama. Președintele american și-a scos în lume translatorul de nervi. In our fast-changing world, traditions like the White House Correspondents' Dinner are important. I mean, really? What is this dinner? And why am I required to come to it? Jeb Bush, do you really want to do this? Because despite our differences, we count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to terrify old white people with some nonsense. Sharia law is coming to Cleveland, run for the damn hills! Y'all's ridiculous. Omul și-a ascuns foarte bine frustrările. A spus adevărul prin nuanțe fine de umor și mi-a venit și mie o idee. Cum ar fi ca domnul președinte Klaus Iohannis să vină și el cu un translator la conferințele de presă? Unii se întreabă de ce nu am vorbit mai mult în această perioadă. Plebeilor, sunt 100 de zile fix de când am ales să fiu eu șeful vostru și cu toate astea încă mai aveți tupeu extraordinar să mai puneți întrebări? De ce nu am eu prima reacție la fiecare breaking news? De ce credeți că am dat-o eu afară pe Tatiana, a? Femeia scria poezii în loc să-mi spună ce se petrece. De ce nu admonestez public alte instituții? Sincer, încă nu știu ce instituții aveți voi pe aici, pe la voi, în România. Încă nu știu. De ce nu critic zilnic alți politicieni? Bă, ești nebun, Alina Gheorghiu, nu? Cu ochi faini, trăsături, piesă femeia, mă, nu? N-are gagic, nu? N-are gagic. Piesă. Foarte simplu. Pentru că nu acesta este rolul unui președinte. Că face și sport, a? A? Ai văzut ce picioare tare are? Uite-te la ea, încă ești gura ei, încă ești, mamă, piesă, oh, baby! Și pentru că aceasta a fost prima mea promisiune, alt mod de a face politică, fără gălăgie și spectacol. Prima mea promisiune politică. Bă, care a fost? A fost să vă scap de Ponta, nu? Dar dacă vă pot păcăli și cu altceva, de ce nu? Mai puține vorbe de dragul vorbelor și mai multă construcție. Cu rațiune și răbdare. Răbdare, mă, nu scrii tu primul status pe Facebook care îți vine în minte, bă! Tu te mai gândești puțin, mai întrebi, mai măsori, că așa poți să aduni cele mai multe like-uri, bă! Înțelegi, bă, înțelege, mă, ăsta, nu înțelege, domnul, nu înțelege. Am spus că voi fi un președinte mediator și integrator. Bă, am folosit multe cuvinte, să vă explic, să vă spun, vouă, plebeilor, ce scrie în Constituție că poate să facă președintele? Am zis! După ani de zile de conflict permanent, am așezat la masa dialogului partidele politice, reprezentanța instituțiilor, societatea civilă, pe diferite teme. Bă, și v-am zis, bă, vouă, țăranilor, că eu nu mă cer cu oricine așa, adică... Am oameni care se ceartă pentru mine, gen Blaga, gen Alina Gheorghiu, mai zi-mă pe careva, mai... Am oameni, nu stau eu să mă cert eu cu tine, nu stau. Eu nu mă joc cu legile țării noastre. Eu nu folosesc această prerogativă a președintelui
nici ca să mă răfuiesc cu cineva, nici ca să răspund la vreun interes particular. Bă, eu cred că Alina Gheorghiu e tinguraică, mă, mâncață, e, e, este în pat așa, umblă cu salteaua, umblă cu salteaua după tine, umblă, că are față! A? A? Alina Gheorghiu! A, țupara, țupara! A? Am auzit și întrebarea: de ce face președintele atâtea vizite externe? De ce nu stă acasă cu ochii pe televizor sau pe partide? Țăranilor, nemții călătoresc prin lume peste tot, pentru că fac cele mai bune mașini și pentru că nu-i lasă deloc în drum. Aia e, aia, asta este instinctul nostru. Păi cum să fac eu rodajul la mașini dacă nu mă plimb? Cum? 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 Cea mai mare restanță rămâne modul în care Parlamentul continuă să trateze cererile justiției. Da-mi obțin să nu povesc pe Calvara! Despre politicienii suspectați de corupție și fuga de justiție, vreau să subliniez că există o probă pe care dacă nu o treci, nimic și nimeni nu te poate ajuta. Proba asta este proba cu procurorul. Dacă te apuci și torni. Bă, dacă te apuci și torni, ești mâncat. Uitați-vă, mă, la Udrea. Uitați-vă la Udrea, ce ciufulită e, ați văzut-o? În politică, dacă ai greșit grav, demisionezi. Acesta este un alt mod de a face politică. Păi fă, mă, loc altuia, mă! Mai deștept decât tine, cât de fraier poți să fii? What kind of stupid, short-sighted, irresponsible bull? Whoa, 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 whoa! Whoa, hey! What? What? Okay, no, hey! What? All due respect, sir, you don't need an anger translator. You need counseling. Îți place magia? Eu încă mai cred în ea. Hai să spun de ce. Sau mai bine îți arăt. Your card just left the deck. Just now. Look through the deck. Your card isn't there. Go ahead. Look. Yeah. It's not there. You won't see it there. No. It's nowhere. Say your card out loud. Nine of hearts. Nine of hearts? Yeah. Can you turn this sideways? Sideways? Yeah, so I can cut right through it. Let me not hit your hand. Let's do... Hold... Yeah. See, inside. See, there's... See how there's a card in the orange? No way! See how there's one card inside? Please remove it. Take it out. Go ahead, pull it out. Open it up, Harrison. No, este un truc pe cât de simplu, pe atât de interesant. Și eu pot să-l fac. Am nevoie doar de un voluntar. Hm? Haideți cu mine. Dragii mei, o avem pe Lorena, asistentă la următorul moment de magie. Lorena, îți mulțumesc foarte mult. Nu era mai. Îți spun, este un truc simplu. O să avem nevoie de un pachet de cărți. Te rog frumos. În momentul ăsta îți alegi o carte, în gând, nu mi-o spui. Ți-ai ales-o? Mm-hmm. Da, bun, ți-ai ales mm-hmm. cartea. Perfect, te rog frumos, nu spune. Nu. Acum ia pachetul, da. Desfă-l. Bine. Și... E pe repede? E pe repede, e pe repede, trebuie repede. Desfă pachetul, stop! În momentul ăsta cartea ta a dispărut din pachet. Verifică. Dar nu-mi spune cartea, să nu-mi spui cartea. Nu-ți spun cartea. Așa e? Am dreptate? Mai e? Max. Te-ai uitat bine? Da. Deci cartea ta nu este? Nu. Bun. Serios? Nu, poți să vei lași, că oricum cartea ta nu e acolo, ți-am spus că a plecat. Vreau așa. Nu. Fii
Tăi mâna asta. Jumătate. Tăi. Fie de-aia. Stop, stai așa. Mai tăi o dată. Mai tăi o dată. Și tăi și jumătate asta. Ceva nu... Sigur, ne-ai mutat pe acolo, nu? Băi... Nu, e o problemă că nu găsesc cartea, asta e... N-ai... Sigur n-ai luat, nu era în pachet, nu? Nu era în pachet. Mă, mă duc să caut cartea. Nu e pe aici, nu e pe aici. Unde-i cartea? Get the fuck out of my house. E, asta e, măcar am reușit să fac cartea să dispară. În fine, dacă ți-a plăcut ce ai văzut astăzi, nu uita să dai share, comment, subscribe. Până data viitoare, te salut! Wow. E, și acum că mi-am luat televizor smart, haide să vă arăt cum se face un truc cu adevărat. Upload Photomax. A? Nu e bine? E bine. 1, 2, 3, 4. E bine. A?